life, a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up. Salutare, salutare, bine v-am regăsit la un nou episod pe Farming Simulator 22. Între timp am dat și o roabă de mâncare la animale, că văd că avem aici puțin, puțin, dar oricum am făcut la animale, m-a speriat găini, acum am uitat, 328 la 2 euro, trebuie să le vând, pui ăștia, dar 0, mai aștept puțin și produiesc. Câte ou de puneți, mă, mâncava, tata, în fine. Da, pe cum vedeți, eu mi-am pregătit aici combina, aspre soarele, cum îi spune, s-au oprit, nu mai sunt, a apărut, cred că și grajdul deja, suntem în noiembrie la animale. Hai să luăm combina, vă arăt ce te fac eu acum, mi-am dat, am un start, banca. Mergem frumos, îi dăm o cheie. După aia dați seama că o să fac eu după ce, cum îi spune, hai să-mi iau o linie să vă arăt, așa, o să trăi iarba cu combina, o să scot și semințele din ea și răsăm și iarba, că am nevoie de fân pentru animăluțe. Facem fânul, mergem, punem și punem robotul să muncească. Între timp eu doar arăt chestia asta, dăm drumul acela la lumină, că e 8 dimineața, suntem în noiembrie, e mai întunecat, îi dăm așa un, cum îi spune, îi dăm un B, bang, aici era, nu, cred că pac, asta nu, asta de aici, nu, da, asta era, așa, și mai dăm bang, frumos, și plecăm, îi dăm în față, plecăm, eu o să dau o brază cu voi, bang, uite așa arată, 300, 400, merge bine, între timp, după care vă dați seama că revenim în momentul când facem brazdele de baloței. Uite, noi am ajuns la ultima brazdă, mai avem o brazdă aici și de dat, am terminat la oa de treierat. După cum vedeți, așa arată, cum îi spune, textura. Header-ul tai și arată, are alt tip de textură, nu-i ca și când cosești, când cosești verdele la, de la iarbă, pentru că nu așa. O să vă arăt și cât producție am făcut, că nu mai știu, nu am socotit-o, că tot am descărcat, am treierat, nu am mers. Greu, merge repede, da. Am zis să fac așa, cum spuneți, să păsărite, să nu stăm, să ne plictisim. Hai, poate pot să iau tot, 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 ia tot, nu lași nimic. Da, vreau, țin să mulțumesc celor care s-au abonat, celor veterani care sunt abonați de mult timp, adică într-un cuvânt tuturor. Vă mulțumesc pentru susținere. Așa, nu știu, mă simt și eu mai, parcă mai motivat să mai fac câte ceva. Asta, dacă vreți să vă fac un tutorial cum să faceți și voi treaba asta, e foarte simplă, să vă treierați iarba, să vă dea în același timp și semințe. Hai, tata, hai, tata, hai, hai, bunicu, nu mă fac acum de hau. Îi dăm un V, bang, și dăm un V. Înțelegi ce vreau să zic? Să vă treierați erbușca. Era bine dacă îmi dea și în coliziune. Dale, boss. Așa că, numai că, na, vă dați seama că dacă voi faceți, ați face treaba asta, după aia nu mai trăierați greu, că e prea frumos să trăiere iarbă. Da, un comentariu lăsați și o să vă învăț, sau mă rog, fac un tutorial, dacă e cazul, da, nu cred că e cazul, că nu interesează pe nimeni să trăiere iarbă. Hai să descărcăm și noi ăsta banc frumos, între timp merge repede, închiriem, mi-am pus dealerul, între timp ce descarcă, hai să ne și uităm. Suntem aici pe shop-ul Leanu, bancul frumosul, să dăm și noi aici și banc, un, cum îi spune, pă, nu pe asta meu, pe cum îi spune, acelea. Și acelea să punem să facem ăla de întors fânul. Ilerea Dora, nu? Ilerea Dora, nu? Asta-i. Ah, asta-i. Seca, așa, second hand asta. A, dar am acasă, eu am acasă. Ah, nu, asta adună, asta adună. Să ce zice? Una herramienta specială, la ierba para că se sechiantes. Ah, da, așa zice, dar eu am acasă, nu? Nu, nu cred că nu am. Nu, n-am. E de aceeași ca aia alta. A, da, pe aia le confund, mă. Hai că iau pe asta mică. 6.000, ba, o luăm pe asta. Că doar e părând. Taca, 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 taca. Nu o lăsăm culoarea asta. Hai, asta e. Cumpărăm. Ne trimit direct acasă, dealerul. Hai să-i dăm aici frumos un pac. Închidem brățulețul și noi ca băieții, dacă s-ar și închide. Atât cu metri. A plecat. Trebuie să plece el. Hop, cum sare brazdele. Băgăm combina frumos înăuntru. Dacă dai și noi un B, mergeam mai cu viață, nu? Atât. Și unii Dumnezeu să o lăsăm noi și pe asta. Deocamdată o atârnăm aici. O atârnăm aici frumos. Haț. Haț. Bag. Enter. Coboramos josos. Mamă, cum arată acum aici. Și totul e umed. Totul pe părți uscate. Părți umede. Nu știu, ceva aici e mai uscat. Aici e mai umed. În fine. Se vede.
ceva genial. A crescut și după ploaie, nu vreau să vă zic cum s-a făcut, și dâmpuri pe aici. Nu știu dacă se apreciază prea bine pe, cum îi spune, pe asta, pe când înregistrez pe video. Așa. Încerc scuze, când am zis mai devreme, am zis anterior, pardon, am zis de că facem rânduri pentru baloți, facem rânduri doar pentru astea, cum îi spune, să le adunăm, nu facem baloți de data asta. Și acum mergem și descărcăm asta, uitați-vă, aveți iconița jos acolo, avem în dreapta iconița, avem așa, e ca un brustur, nu știu cum să zic, nu e aceeași ca iarba, să nu înțelegem, adică să nu se creadă greșit că asta e iarba și aia e, uite, vă arăt acum, uitați-vă, diferența între iarbă și asta. Bun, aici am zis ce să descarc, ierba, ierba e iarbă în spaniolă, dăm aici un esc și mergem acelea, asta e iarba, am 300 și ceva, de, am 343 de tone, dar asta e iarbă, iarba, aia care o găsim pe sol, iar sămânță din iarbă până acum avem 83 de tone, că e alta, dacă vă uitați, două diferite. Are aceleași, se numește la film, dacă asta e iarba care de sol care o aduni și asta e sămânța de la iarbă. Așa că hai să-i dăm, uitați-vă ce avem, 83 de toni, 999, îi dăm frumos, descărcăm și vedeți cum crește. Hâț, uite, 88, 92, deci a crescut iarba asta. Deci până acum coboară. Avem 27.000 de coconați din, la planta biogaz din treaba asta. Nu e rău? Nu e rău deloc. Deci face tata treabă, face boșorogul treabă mare. După aia, alesea o să le adunăm, dar bine, nu o să... Bă, hai tata, hai ca și dacă am și ieșit cum trebuie. Sper că mă aud așa frumos, cum îmi place. Mie, bă, mi-e plăcea să mă aud super, la ce, mai frumos, așa? Dar spre surprinderea mea a ieșit producții GG. Unde să și noi ăsta aici? Am dat ouă deoparte deoarece nu știu ce, dar îmi spunea că nu mai are spațiu la ouă. Nu mai avea, așa, nu mai avem spațiu pentru ouă. Hai să dăm o brazdă și noi, să nu ne lungim prea mult. Asta mai sare în sus, mai sare noroaile pe aici ca la mondiali. Cum era ăsta? E cu fața încolo, mi l-a lăsat aici băiatul. Am un prieten și eu. Îl cheamă prietenul, mai țineți minte? Nu mai țineți minte voi. Îl cheamă trotinel din gară. Așa, tata. Și hai să întoarcem noi fânuțul și după aia luăm aia de acolo, de adunat. Fân. Și dăm. Hai să-i dăm aici un X, ca băieții mari. Hap. Ne apropiem și noi mai mult. Și dăm baga, da? Dar cine a coborât-o? Asta te-a scobat, nu? Acum a coborât. Așa, și aici am că joc de pe tabletă. Joc de tabletă de pe dashboard, de la să vă spune. Așa este, cum îmi prăștii, era în sigur că așa o face, n-am ce să-i fac altceva, soarta, o să adunăm și noi cum putem din ea, ne ducem, ne întoarcem. A, de fapt mergea cu aia, cu, după aia, s-o adun cu făcut, da, o să luăm și o adunăm cu repede, dăm 2-3 braze și, da, nu cred că cât încărcăm, deocamdată după aia rămâne și o adun, nicio problemă, facem fânuțul, tată, văruțul, face fânuțul, hai tată, da, ce faci? Obositul e cam obosit ăsta. A, nu, fă, nu, stai că îți dăm a doua, încerc scuze. La mine, cum e totul manual. Dar stai că dacă, de fapt, dacă eu puneam numai pe o parte, oare tot la fel face, nu? Da. Tot la fel face. De asta, uite așa și eu ca băieții. Am văzut ce frumos face, ești nebun. Face treaba ăsta? Face, n-ai. Era mișto, bine, că n-a, la urmă, uite, împrăștii. Întoarce iarba? Ce să facem? Întoarcem iarba. Alătăm din interior. Și ne descurcăm noi după aia de adunat. O adunăm noi zilele astea până în Paști. Ne nu lăsăm aici să putrezească fără nicio problemă. E noiembrie, aspre soarele. Nu mai sunt grajd, deja a apărut la vaci acolo, l-a adus oamenii ca să stea vacile frumos în interior când plouă, când ninge zăpățică. Și e, cum îi spune, 8.57, adică e 9 dimineața, bate soarele ăsta superb, superb. Se vede, totul e superb. Adică o zi așa frumos de joacă, să te joci într-un mare stil. Facem stil barbar, hai dăm bang bang, nu ai acest teren, nici nu trebuie acest teren. Bang, hai dăm și noi o brazdă și lăsăm asta aici și după aia mergem și adunăm. Să încărcăm, cum îi spune, păiuțele, fânul. Îl luăm, îl încărcăm și îl ducem la văcuții, că vreau să pun robotul. Vreau să pun robotul, dacă îi mai punem un balon de paie și noi, cu mâna. Avem ifron, l-am mâncat pe ifron și îl ducem acolo. Pac, pac, ca băieții aia mari. Pac, hai să o faci și pe asta, deci ultima.
Punk, ce frumos aici a rămas, ciucu, ia că oameni ce facem, îl mai arunc o dată pe ăsta, îl mai arunc o dată, uite, ești nebun, ăsta îl tăvălești, îl tăvălești, îți l-am uscat de 5 ori, așa se vește, a, fân uscat de 5 ori, aia vezi că am, când îl iau, îl aruncă la vecinul, nu ai acest teren, nici nu trebuie acest teren, mă, nebunule care ești tu, bine că nu s-ar auzi și volanul ăsta, deci și-a bătut joc de mine, ce se întâmplă aici? Bine, pe parte cam așa trebuie să fie împrăștiată, da, ca să nu se încingă, că se încinge, știm cu toții, să face după aia silici, să face siloz, vrei, nu vrei. Face și noi așa un covor din ăsta frumos de iarbă. După ce am trăierat-o, ne-am bătut joc de ea. Dar nu e o problemă. Banc, hai să-i dăm un... Astea. Deci, nu știu de ce, dar eu cred că, na, probabil să regăsesc mai mulți la faza asta. Așa, îmi cer scuze, așa s-a întâmplat și în FS19, la fel am făcut, m-am regăsit și încep să-mi placă jocul când apăruse 22-ul. Sper că acum nu-i la aceea, nu o să fim la același episod, nu o să fim la aceeași treabă, să înceapă să-mi placă cât mai mult 22-ul, când apare 24 sau 25 sau 20, ce apare aici. Nu știu, dacă mai scot așa sau nu mai scot. Hei, cât mai avem? 51%?
E perfect. Ei, stai cum zic. Nu am acces la terenul ăla, nici nu trebuie să am acces la terenul ăla. Păi dacă eu vreau, îl cumpăr și gata, ce stăm acum la bârfă. Iau așa, tată, ușor. Iau ușor și nu te mai umfla. Auzi, eu zic, dacă vreau, îl cumpăr. Stai cum zic, când ai bani și trebuie să ai 100 de minuții. 100 de minuții în jocul ăsta e nimica toată. Chiar că nimica toată. Ducem acum frumos, mă, am făcut ceva cantitate, vedeți voi, dar na, hai că se umple ușor, ușor, merge, mă, nu, ne scurcăm, că suntem băieți mari. Da, nu știu la ce nu iau eu așa frumos și m-am băgat aici în bălările astea. Chiar acum, când trebuia să iasă cel mai frumos episod, eu m-am băgat în bălării. O să mai facem și live, dar nu știu când. Acum, un chiar de ăsta, că am mai mult la aici, în Spania, unde sunt eu, e, cum îi spune, e sărbătoare, e Paștele și avem liber. Avem liber câteva zile, așa că profităm, facem ăsta, cum spune, episoade și ne jucăm. Altceva nu știm. Știi cum e. Când ești mic, dacă te joci, când crești mare, nu știi altceva să faci decât te joci. Cât avem, când vorbim 80%, e bine. E bine, e bine, e bine. Merge treaba. Mergem, scurcăm ca băieții mari. Hai să dăm tura. Hap. Sper să nu vină ploaia. Nu plouă, vă că arată că nu plouă. Ușor să nu iau, să nu agăzi asta, cum spune iarbă, să nu schimbi toată treaba în iarbă, că e problemă. Nu cred că schimbă. E prea mult acum. La început, să știți că dacă la început, cum spune, iei puțin fân și după aia te bagi în iarbă, se schimbă imediat, se schimbă radical, îl schimbă el automat, dar nu știu până la câtă cantitate, când am testat-o, încă n-am testat așa ceva. 93%, cred că acum ne întoarcem frumos, o luăm, hai să o luăm încolo așa, că tot mergem încolo spre, cum îi spun eu. Pac, și dacă o tăiem parătură, pe de-a dreptul, că rupe în rândurile. Terenul nostru, nu ai nicio treabă cu el, îi dăm jihad, îi dăm să meargă frumos, 100%, gata tata, 100%, am plecat, o luăm pe aici la dreapta, pe lângă, hai să nu mergem chiar pe teren, mergem pe lângă, ceram să mă îngrămădesc, dați-vă și voi că se vede urmele, că cum a întors boșorogul, îi arat de mine, GGG, hai tata, să-i dăm frumos, a treia, pac, și am plecat. Acum facem pe aici la dreapta, pe aici, uite, bam, ce populare, ce aici ne e bun la cap. Pe aici unde era? Pe aici era. Am și uitat pe unde să ajung la animale, aici ne e bun. Am uitat. Arătat. Pac. Trebuie să iau un buldozer, ceva că nu-mi place cum se vede că s-a făcut, cum îi spune, s-a făcut numai dâmpuri și numai umbre. Drumul ăsta, țopă-i într-una, nu prea arată așa, trebuie să mai trec pe aici de câteva ori ca să pot să-l fac așa cum trebuie. Bang, bang. Aici ne scufundăm ca la mondiale. Ep, eram sigur. N-am. Iau-o pe asta, că mereu râdeam un prieten și eu, nu-i dau nume, râd el mereu, că mereu se răstoarnă. Și acum zic, trebuie să fac și eu ceva. Dar până la urmă am făcut-o. A făcut-o nea Ovidiu de a sări capacel la... Adevărul că e a devenit frumoasă tare. Harta asta a început să-mi placă. Ușor, 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 ușor aici, ușor. Am o ceapă curată de la munte și nebunut. Se mișcă. Uite 1000 de ani ce viteză are la vale. O frumusețe. Stălești acolo cu râul ăla. Hai, chiar intră un stâlp și mică, rămân și fără tractor. Bani n-avem. După aia spunem că avem ghinion. Asta nu e ghinion, asta e prostie, tată. Ghinionul e ghinion și prostie e prostie. Hai să facem puțină diferență și noi între astea. Pac, pe aici, dreapta, frumos. Încerc scuze dacă se mai aude pe aici și la mine, că mai cârâi mârâi. Asta, suportul, unde am volanul pus, când ai, că e pe o tablă de-asta pe un lemn. Nu am un suport de tablă de la șmeche. Up, hai că aici rupem tractorul. Hop, 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 hop. Dar ne descurcăm și noi. Obișnuit, am actualizat asta Logitech-ul și mi-a cam dat-o cu, virgulă. Cum îi spune, mi-a dat cu virgulă fiind 900 de grade. A rămas în 900 de grade și cam îmi rupe brațurile, auz și eu. Îmi rupe brațul. Nu știu de ce, dar parcă am așa o senzație când îmi rupe brațul în mine. Ia să mergem. Bang, pe aici, la stânguța. La stânguța mereu. Uite, iarba asta mereu o șterg de aici și așa și mereu o crește. Da, o las așa.
Nu mai se fac. Știu de la ce e, dar n-am nicio treabă. La cu alta, ăla-i boss. Ușor, tată, ușor, ușor, ușor. Ce hâț? Am ajuns la animal, uite, opa, grajul nostru, ce frumos arată. De când l-așteptam eu pe grajul ăsta să apară. Ai zis că uitat așa de mine, zic, sigur, ăștia nu mai bag în seamă. Așa că, zic, trebuie să mă scurs singur, cred că trebuie să improvizionez ceva. Facem o improvizație, nu-i ceva, ca să stea animaluțele, dar nu. Mă, dar acum ce trebuie să facem noi? Cred că punem dealerul aici să cumpărăm un palet de ăla. Să luăm și noi cu furculița, luăm o furcă din aia, să-l aducem aici unde ești, copile, fain. Fân. Trebuie să dăm fân la vaci, oare? Da, hai să băgăm prima oară la ăla măcar și lăsăm vreo 2-3 tone și pentru să dăm la vaci. Dar după aia. Banc, hai să descărcăm aici hața. Dar descărcamos frumosos aici, pac. Între timp, hap, unde ești mă copile? Urâtule, hai tată, de înapoi. De înainte, acum luăm un loc. Hai tată, asta trebuie să te joci cu 900 de grade, te joci, nu? Atât. Și dăm aici un descărcășer. Și la vreo câteva 10 tone și noi ne oprim. Nu la 10 tone și eu, auzi. Pe aici nu mai dăm, mai dăm, mai dăm, leacă. Încă puțin. Atât. Și mergem acum, ne întoarcem un loc, dacă putem să întoarcem un loc, normal și de obicei trebuie să întoarcă. Dacă o luăm ușor, ca băieții aia mari. Și acum, mintenași, îi dăm, cum îi spune, mâncarea la ăsta și în timp ce mi-aduc eu un balot de paie. Dar cred că are la destul de paie acolo, că paie trebuie foarte puține pentru roboțel. Intrăm și ieșim afară, hap, 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 hap. E, uite cât bălegar avem. Perfect, tată, bă, perfect. Uite bălegarul cum s-a pus aici, așa. În rând, îl avem aici, ăla ce face, mâncă, mâncă, bă, scunoaște că ești copil, mă, activezi de măta, vezi ce bătaie îți dă. Auta, mă, mănâncă bălegar el. Auzi, fuge vaca aia, la galop, tată. A nebunit vaca. A nebunit vaca, tată, ești nebun. După aia să venim să adunăm cu ifronul bălegarul. Aduc remorca de acasă eu. Hai că dacă ești, eu dau cu spatele. Acilișa, dă tata cu spatele, perfect. Așa, tată, bang. Bang, frumos, cobor în jos-o. Pac, dăm un enter. Cobor în jos și ne punem aici dealerul frumos. O ciudată. Uitați-vă și voi cum arată aceste texturi. Cum s-a format pământul meu de la inundații și la prostii. Dar în fine, astea sunt alte episoade. Asta e umbra, uite ce se vede la umbră. Frumos, umed. E genial. Bun, hai să-i dăm frumos, nu ne mai hâr. Mergem direct aici. Nu stăm prea mult pe gânduri. Mergem și-l punem aici să-l ne aducă, cum îi spune prietenul nostru, să-i dăm aici frumos. Pac, pac, să ne dea unul ăla de... Ei, unde ești, mă? Aici. Să ne trimită, ne ia impozit, mamă, o să ne ia bani, dar asta e. Ăsta nu, ăsta era, nu? Penso mineral, cred că cu 1000 mi-ajunge. De moment, după aia mă duc eu și cumpăr cu mașinuța. Hap, hap, cred că am ăla forță destulă, mai am forță, după cât am vorbit aici așa, mai am forță să-l luăm și să-l punem la locul unde trebuie. Nu mai luăm ifronul, că ne chinim și ne chinim degeaba. Hați, 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 ăsta. Deja avem paie, avem paie, avem 5 tone. 5 tone ajunge, că robotul ăla nu știu, are prea puțin. Avem silaj, cât avem 115 tone și 26 de tone de fân. Mă, nu rău. Acum, singurul lucru care trebuie să facem, să așteptăm 2-3 minute, dar hai să dăm timpul înainte, dăm timpul pe repede, că nu e nimic, hai, dăm aici frumos 1-8, pac, pac, în coboară asta în jos, ne oprim. Să vedem dacă și robotul își face treaba. Ei, dar pe 360, ce merge pe 360? Alo? Deci așa, gata. Hai, că de aici lăsăm pe 1. Grand demanda de paie, fân, iarbă. Deci cereri foarte mari, uite s-a băgat aici roboțelul, îl știți, nu trebuie să vă-l prezint eu, dar eu doar să vă arăt cursa care o face el de aici, cum îmi duce mâncare până la animăluțe. Îți? Descarcă frumos. Mă, nu-i rău, poți să trec pe-n plasă asta, nu trece tata pe-n plasă. Ia tata. Ce viteză are? Ia paie acum, are nu la paie? Are că altfel de euro are. Ia cât ea, dispar sau dispar de acolo? N-a dispărut în grămadă, ce ia cu paia că aia zici că e lopata mea? Aia e lopata de la... O, ce frumos să întâmplă aceea cu tractorul și nebun. Deci superb. Vremea arată superb, este totul superb. Hai să vedem, mai are asta o tură, am ahăț, ce viteză. Ia și fânul. Ia chiar scade, ia să vedem, uită un fân. N-am văzut, e nu, 26, cred că a scăzut, nu? Nu am uitat. M-am uitat de aia, poate când bars acum aia. 26 de tone, dar aveam 28, parcă nu așa am zis.
Nu, 26 și aia. Bang, s-a deschis. Ok? Pac, apărușcă prea la sus și uitați-l și voi. Iesă prietenul nostru afară. Poți să intru acum pe silos? Da, poți să intru. Salut, prieten, bang. Se duce încolo și se întoarce înapoi. Bang, hop. Era să răstoarne. Și a plecat. A plecat prietenul nostru. Merge cu noi odată. Hai să-l vedem. Stăm acolo. Se duce. Se duce, deci, de aici toată. Eu trebuie doar să-i aduc. Știți, îi aduce tata doar, cum îi spune, fân. Și fân iarbă, fân silos, când trăierăm și el își face treaba. Aici am pus niște neoane, e frumos, uite-ți frumos arat neonul ăsta, nu știu dacă puteți să-l vedeți. Aici, pardon, hop, hop, hai sus, sus, așa, noaptea-i, bă, noaptea să muncești la silos cu ăstea, e GG. E ceva genial, mă, câta groapă aici s-a făcut de la apă, aici o să se ducă totul. Pe râpă, avem râul aici mai jos, dar hai că așa se intersectează. Acum trebuie să intervină unul cu altul. Ial, bine că n-au coliziune unul cu altul, știți cu toți, ăsta e Farming Simulator. Hai, așteptăm înăuntru să vină, uite că vine roboțelul, vine puiulul tata, ia ia o. Ne dă mâncare, după ce începe să dea mâncărică, pșt, noi ne vedem de treaba noastră, dar câte bălegări avem? Estercol, avem 2,882 tone de kilograme. Eee, ce mers ai pe tine, Madonna, ce... Opa, uite și pe aia, ce faci, tanti? Bă, ce tare ce-a dat? A, umbră, el a zis că n-are umbră vaca. Bă, vacu, ce faci, mă? Uite, el a început să curgă de acolo, începe ăla. Să dea mâncare, tu mai de unde ăsta nebun, ăsta mâncare, ești nebun. Dacă ăștia nu, sunt mișcă asta? Cred că crește, îți dai seama. Ia uza. Salut. Sunt eu. Ei, ce-a făcut? Mă gândeam că s-a blocat, zic, ce-a făcut ăsta? Bă, tu ce faci, mă? Lasă-l în pace, mă, prieteni, și pe ăsta. Uite pe ăla, stă după el. Nebunule care ești tu, nebun. Vezi, spatele e pe sus, că ți-a spar ficatul. Adu-ți și tu doi baloți de paie, să nu ne supărăm. Îi aduci și lași aici și uite aici, la ăștia rotunzi. Ei, ia asta, puteți să-l luăm? O luăm. Bang, și putem să dăm mâncare la vacă? Ia vedem. Îl ia sau nu lea? La vacă, nu o ți-l ia vacă. Asta nu lea. Nu lea că nu lea. Opa, Mimi. Aia, nu lea. Nu lea. Stai că în loc să mă uit aici cum s-a întors, ăsta. Frumos, gata, terminata. Hai să mai mă întorc, deja gata. Îl ia sau nu lea? Nu lea, pentru că vezi că noi nu avem informații la asta, lăsăm aici. Pac. Da. Roboțelul nostru, ați observat, își face treaba, iar să duci când au nevoie animale de mâncare, noi nu ne mai facem probleme. Lăptiu că avem ceva pe aici, nu-mi zice nimica, dar astea sunt demențiale. Cam pe aici suntem noi, până data viitoare, v-am pupat, mulțumesc abonaților, celor care să vină, mulțumesc tuturor celor veterani, la toți. Dați un like, un comentariu acolo, cu ce vă place, ce nu vă place și... Până data viitoare, v-am pupat! Ciao, ciao!